Pădurile întinse pe dealurile din vestul Cehiei apărau în trecut secretul apelor fierbinți, bolborosind nestingherit în desișurile sălbatice. Asta până când niște vânători au tulburat liniștea unei zile și au ajuns la un izvor cu puteri tămăduitoare în urmărirea unui cerb. Se spune că se întâmpla în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. După 200 de ani, nobilii și orășenii bogați beneficiau în mica stațiune balneară de tratamente speciale, iar după alte două veacuri, aristocrația europeană pretențioasă determina înflorirea orașului și a centrelor cu ape curative. Izvoarele termale țâșnesc și azi neobosite în mijlocul lui Carlovii Varei, sub pavăza pavilioanelor și în apropierea parcurilor înflorite, întremând miile de turiști care fac aici un popas binevenit. Unul dintre vânătorii despre care vorbește legenda locală era împăratul Carol al IV-lea, pornit cu alaiul său prin ținuturile învecinate castelului de la Lochet. Cum rana de la piciorul lui s-a vindecat miraculos după curățirea ei în izvorul din pădure, împăratul a înființat aici mai întâi o colonie, mai apoi un oraș în 1370 și va purta numele Carlsbad, băile lui Carol, mai târziu Carlovii Varei. La finalul perioadei de dominație habsburgică, Carlsbad avea renumele de cel mai elegant oraș stațiune din lume, unde luxul citadin, cerut de pretențioasa protipendadă, a completat peisajul verde și plăcut al pădurilor. Palatele somptuoase în stil baroc și Art Nouveau și hotelurile de primă clasă își retrăiesc astăzi gloria de altădată, umbrită în deceniile comuniste de naționalizare și restricționare excesivă. Doar 13 izvoare minerale termale sunt accesibile trecătorilor, apa lor fiind bună de băut. Restul de 66 de surse alimentează locațiile special amenajate pentru băi și tratamente corporale. După cum spun specialiștii, apa minerală are aceeași compoziție de bază, însă ceea ce deosebește izvoarele este efectul lor curativ dat de temperatura diferită și de cantitatea de dioxid de carbon conținută. De exemplu, apa mai fierbinte are un efect calmant, încetinind secreția bilei și a sucului gastric. Oricum, tratamentul balnear se aplică unei palete largi de boli, afecțiuni gastrointestinale, dezechilibre metabolice, boli ale ficatului, pancreasului, afecțiuni neurologice. Izvoarele termale cu apă pentru băut au fost captate în locații diferite din orașul vechi, presărate de-a lungul râului Tepla și au fost cochet încorporate în pavilioane. Temperatura apelor variază între 30 și 72 de grade Celsius, iar valoarea ei se înscrisă pe plăcuța cu numele izvorului. 2 sau 3 ore sunt suficiente pentru ca plimbarea prin centrul vechi să întâlnească toate izvoarele fierbinți, să traverseze parcuri minunate și să zăbovească în fața frumoaselor palate ori ambietoarelor magazine de bijuterii și cristaluri.